Salutare, prieteni! Astăzi continuăm seria noastră de prezentare a conversiei pe care o facem. Vom discuta astăzi despre Max Fun. E un cuvânt pe care probabil îl știți foarte mulți dintre voi. Max Fun este o trapă cu ventilator, foarte inteligent concepută. Vă voi arăta ce este Max Fun-ul, cum se instalează și o să-i facem și o probă de funcționare. Între timp, vreau să vă arăt cam care mai este stadiul lucrărilor la conversie. Am înaintat pe mai multe planuri, dar filmările le voi face sub formă de episoade tematice, adică chiar dacă am lucrat parțial la pardoseală, va apărea un film doar cu pardoseala și în acest film vor fi cuprinse toate etapele de realizare. La fel la tavan, la pereți și așa mai departe. Cam așa arată duba în momentul de față, e cam ca după război. Am montat stinghile de lemn pe tavan, am început să trag cabluri. Aici este Max Fun-ul despre care vom discuta astăzi, dar înaintăm încet și sigur. Ne-am urcat sus pe dubă ca să discutăm despre chestia asta albă. Ar fi trebuit să fie de culoare neagră acest capac, negru translucid, dar din păcate la furnizor nu a mai fost disponibil pe culoarea neagră, așa că am mers pe unul alb. Nu e cea mai fericită combinație de culori, dar nu este atât de vizibil de jos, așa că e ok. O să mai auziți pe fundal zgomot de scule, pentru că în această hală se lucrează. Așa că dacă apar unele zgomote pe care n-am reușit să le tai la montaj, să știți de la ce sunt. Așa arată un Max Fun montat în poziția închis. Ce este așadar acest Max Fun? Este o trapă cu ventilator în principiu. Rolul lui este de a evacua sau a introduce aer proaspăt în rulota noastră. Există numeroase alte variante de trapă cu ventilator, de exemplu Fiamma Turbovent, sau există trapa cu ventilator de la Thule sau de la Carbest și multe altele. De ce Max Fun? Marele avantaj al Max Fun-ului este că poate fi folosit în mers sau atunci când plouă. El are partea de evacuare aici și este protejată de carcasa superioară și astfel nu există problema intrării aerului sau apei. O să-l deschid acum în poziția de lucru. Deci așa arată Max Fun-ul în poziția de lucru. Și dacă vedeți aici în spate, este zona de refulare a aerului sau de admisie a aerului, depinde cum este setat. Și chiar dacă plouă sau conducem, fluxul de aer nu intră aici și nici apa. De asemenea, în această zonă are un grilaj metalic cu ochiuri de circa 5 mm pentru a evita pătrunderea corpurilor străine. Iar la unitatea interioară avem la fel o plasă anti-insecte metalică. Una dintre cele mai frecvente întrebări pe care le primesc cu privire la Max Fun este de ce costă atât de mult. Un Max Fun costă 2000 și ceva de lei. În primul rând, sunt foarte, foarte bine făcute. Se vede că este un produs la care s-a investit în cercetare și în design. Nu prea ai ce să-i reproșezi, este foarte, foarte bine construit. Inclusiv partea de balamale este foarte solidă, este metalică, sunt niște balamale din inox. Puteți să vedeți așadar această plasă împotriva insectelor, care este metalică, deci foarte durabilă în timp. Ventilatorul are pale transparente, zona de refulare cu acel grilaj de dimensiuni mai mari și aici balamaua de care vă spuneam, care este foarte, foarte rezistentă. Practic, ce vedem aici este zona vizibilă dinăuntru. El funcționează la 12V, deci va trebui să prevedeți locașul de montaj cu alimentare de 12V. Poate fi operat atât manual cât și prin telecomandă. Putem să selectăm gradul de deschidere al trapei, putem să selectăm sensul de rotire a ventilatorului, implicit el evacuează sau introduce aer. La fel are o funcție automată. Dacă apăsăm pe acest buton, el va porni și se va opri automat în funcție de temperatură. Aici are un senzor de temperatură. De asemenea, aici am un control manual. Vă spuneam că are telecomandă, pot să-l deschid din telecomandă, dar pot
să fac asta și manual. Se și aude servomotorul. Și se poate vedea în interior acolo mecanismul de ridicare care este extrem de solid. Deci, practic, cine a proiectat ventilatorul ăsta s-a gândit la o treabă bine făcută. De altfel, compania care îl produce este compania americană. El este, bineînțeles, făcut în China, ca foarte multe lucruri în ziua de astăzi, dar China știe să facă și treabă de calitate. Bineînțeles, eu nu i-am dat jos folia de protecție, voi face asta numai când termin conversia. Momentan duba stă în hală, deci nu sunt probleme să se coacă de la soare această folie și să nu mai pot da jos. Și acum câteva detalii cu privire la modul de montare. Acest ventilator Max Fan se montează în locul unei trape existente sau va trebui să tăiem noi o fereastră de 40 pe 40 de centimetri. Este așadar golul standard pentru orice trapă la rulote, la conversii și așa mai departe. Kitul cu care este livrat este compus din 3 piese. Odată avem ventilatorul pe care vi l-am arătat deja, avem piesa exterioară și mai avem o piesă interioară, pe care o veți vedea imediat. Pe lângă aceste piese, care vin în pachet, putem să mai cumpărăm o piesă interioară cu blocaj al luminii, deci cu o jaluzea, în cazul în care ne deranjează lumina și vrem să facem întuneric total, de exemplu noaptea. Nu are nevoie de plasă de țânțar suplimentară, pentru că v-am arătat deja în construcția ventilatorului este prevăzută și această plasă. În golul de 40 pe 40, se introduce așadar această piesă care se lipește. Eu am lipit-o aici cu Sikaflex. Am folosit Sikaflex 522. Dacă ați urmărit videoul cu adezivii și sigilanții, o să știți despre ce este vorba. Ventilatorul propriu-zis se așează în acest spațiu și se fixează în aceste locașuri prevăzute de producător. Sunt niște bucăți de metal cu o gaură în ele, unde se introduc holșuruburile care vin în kitul de montaj. Tot aici putem să vedem de culoare neagră o garnitură. Practic așa se face etanșarea. Este imposibil să intre apa înăuntru. Aici pe piesa exterioară se pot vedea niște adâncituri. Această ramă poate fi prinsă și cu șuruburi. Eu am preferat să o lipesc, deoarece am încredere foarte mare în adezivii de la Sika și atunci am considerat că nu este nevoie și de o prindere mecanică suplimentară, dar dacă doriți, puteți să o folosiți și pe aceea. Și ca să vedeți ce înseamnă un produs foarte bine gândit și atenția la detalii, acestea sunt holșuruburile pentru fixarea ventilatorului pe piesa exterioară și sunt vopsite în alb ca să nu se vadă, deci o atenție la detaliu incredibilă. Haideți să montăm partea exterioară. Pentru montaj trebuie să-l deschid la maxim. Ventilatorul va intra în piesa exterioară și pe aici voi introduce șuruburile. Zona aceasta de aici va veni în contact cu garnitura și astfel etanșarea este perfectă. Un mic truc, înainte de a pune ventilatorul pe poziție, voi ridica puțin aceste urechiușe metalice pentru că garnitura este nouă și este destul de dificil să apăs pe ventilator astfel încât acesta să se muleze perfect pe garnitură. Cauciucul nou are o anumită rigiditate. Deci ca să le ridic, introduc aici o tijă și efectiv ridic în sus. Folosesc cele 4 șuruburi din inox care au fost livrate în kit. Deci avem aici Maxfanul pe poziție, în poziția deschis. Aceasta este poziția lui de lucru. Se poate vedea că are un profil foarte aerodinamic.
Și acum puteți vedea cum arată în poziția de repaus, adică atunci când nu este folosită. Deci un profil foarte aerodinamic, foarte jos, nu încurcă cu absolut nimic la deplasare și nu prea se vede. Adică și dacă vreți să faceți un van stealth, nu vă încurcă. Dacă ați urmărit seria noastră cu conversia, știți că am acest roof rack pe dubă, așa am cumpărat-o și am decis să-l păstrez, pentru că mi se pare util, deși probabil că e destul de greu, este făcut din țeavă zincată, dar m-am gândit să-l păstrez, pe el o să pot să pun foarte ușor panourile solare și pe viitor, cine știe, un caiac sau alte obiecte mai lungi. În zona trapelor a trebuit să fac niște decupaje, să tai practic traversa pentru că mă încurca și acolo pe capete o să-i pun niște căpăcele de plastic. La fel am făcut și la trapa din spate care este deja instalată și care pe viitor posibil să o înlocuiesc cu un aparat de aer condiționat, caz în care va trebui să decupez și celelalte traverse și să renunț la acea rolă care probabil că era super utilă în momentul în care se încărcau niște scări, de exemplu, pe această dubă, dar nu va fi o dubă de muncă, va fi o dubă de relaxare și atunci nu avem nevoie să cărăm scări, deci probabil că voi renunța la acea rolă. Asta mă va ajuta și la capitolul greutate, pentru că e destul de solidă și cu siguranță are vreo 15 kg bune. O recomandare, întotdeauna după ce tăiați la acoperiș, rămâne pilitură de fier. Este bine să o îndepărtați, să nu o lăsați pe dubă. În cazul de față, eu lucrez într-o hală, deci am la dispoziție acest spațiu, nu plouă, e super ok, dar dacă vă prinde o ploaie cu această pilitură pe mașină, ruginește foarte repede și o să atace foarte repede vopseaua. Deci, întotdeauna să curățați această pilitură, să nu o lăsați pe mașină. Așa arată în interior. I-am făcut aici un cadru din lemn, pentru că aici va veni placa de decorat a vanului. Aici am alimentarea. Aici am zona de control și aici pot să acționez manual pentru a deschide ventilatorul, cum este deschis la maximum. După cum vedeți, nu intră foarte multă lumină pe el, pentru că este de culoare albă. Există și varianta cu capac semi-transparent și mai există o variantă cu un capac negru translucid, îi spun ei. Este, de fapt, un capac fumuriu, prin care intră mai multă lumină. În cazul de față, nu intră foarte multă lumină, pentru că este opac acel capac. Partea din interior constă în această ramă, care intră perfect în rama pe care am lipit-o deasupra, are o grosime destul de mare și atunci poate să preia diferențe de grosime destul de mari. În cazul de față eu nu trebuie să fac nicio modificare. Dacă este prea mare această grosime, atunci se poate decupa frumos și se va îmbina perfect. Așa ceva o să arate. Cablul acesta se ascunde foarte bine în spațiul rămas între cadrul de lemn și rama interioară și acolo voi face și legăturile. Vreau să vă mai arat un device foarte handy. E vorba de acest clește de la Wolfcraft. Foarte, foarte mulțumit sunt de el. Poți să tai aproape orice cu el, inclusiv cabluri. Aici are o lamă de cutter și această lamă se fixează în trei șuruburi. Taie foarte bine aproape orice. Ăsta este un cablu de 2x2,5. Este super, super, super practică. Eu am luat-o de la Raimo, dar o găsiți și în magazinele de bricolaj de la noi. Costă vreo 50 de lei. Cred că la Hornbach am văzut-o ultima dată. Foarte utilă. Și să știți că nu-i reclamă plătită, adică chiar sunt mulțumit de acest produs și îl recomand. N-am nicio treabă, nicio afiliere cu Wolfcraft. Foarte ușor pot să despic și pe lungime. Cum pregătesc pentru montajul Max fanului. Cablajul este tras, dar trebuie doar să fac legăturile. Să pot după aceea să pun rama interioară. O voi pune doar de formă deocamdată, pentru că încă n-am finalizat tavanul.
dar ca să vă faceți o idee cum arată și cum funcționează. Voi da și o gaură prin ramă ca să pot să scot cablul. Am tras cablul de 12 interior și pentru conectare folosesc cleme Vago. Clemele Vago sunt foarte, foarte utile la o conversie pentru că asigură un contact electric perfect. Sunt și foarte ușor de utilizat, foarte rapide. Bineînțeles, ca orice lucru bun, nu sunt foarte ieftine, dar dacă vrem să facem o treabă de calitate, atunci vom folosi și materiale de calitate. Acum nu rămâne de făcut decât să prind această ramă interioară cu șuruburile furnizate în kit, niște holșuruburi din inox cu cap Philips. Îmi place atenția la detalii, deci chiar Maxfan-ul ăsta este un produs de top, calitate foarte bună, s-au gândit la absolut toate detaliile. Eu montez cele patru holșuruburi pentru a vedea cum arată, dar va trebui să-l dau jos când pun, când acopăr tavanul. Puteți să vedeți cum arată și pe interior. Aici, practic, îmi va veni placajul de pe tavan și chestia asta va fi vizibilă. Eu am comandat pentru acest Maxfan și un accesoriu suplimentar, un Max Shade, care este o ramă interioară cu roletă împotriva luminii soarelui. Cu o roletă împotriva luminii, de fapt. Dacă sunteți mai sensibili și noaptea nu puteți să dormiți dacă e o geană de lumină, puteți să folosiți așa ceva. Ea e formată din două componente. O ramă de montaj care vine prinsă în șuruburile cu care am prins partea interioară și această ramă decorativă care practic se clipsează aici. Trebuie doar să împingem până face un click și este fixată pe poziție. Da, e un accesoriu interesant și ăsta. Și ce este important, că partea de control rămâne în interior. Adică voi putea să accesez în continuare butoanele și mecanismul de deschidere manuală. Acum o să conectez Maxfan-ul la curent, la 12V, să vedem dacă merge. Acolo sus puteți să vedeți locașul Maxfan-ului și eu acum sunt în spate, unde am acest mic cârnaț de cabluri și voi vedea care dintre ele este cablul care mă interesează. Ia uite-l, Maxfan. E foarte important, chiar dacă stați bine cu memoria, să vă scrieți pe cabluri ce vor deservi. La fel, dacă stabiliți o poziție pentru o aplică sau pentru ceva anume, notați cu un marker pe caroserie, pentru că o să uitați. Sunt atâtea detalii, capul meu e plin numai de idei, de detalii, îmi aduc aminte ceva, dacă nu-mi notez imediat, zboară gândul și te chinui după aia să-ți aduci aminte. Deci tot timpul notați-vă pentru ce este cablul respectiv. Oricum în videoul cu partea electrică voi detalia acest lucru. Hai să legăm Maxfan-ul la o baterie să vedem dacă merge. Eu voi folosi o baterie litiu-fier-fosfat de la Carbest pentru că asta o am aici la îndemână, doar pentru partea de teste. Evident, în momentul în care facem legăturile finale, plusul va fi trecut printr-o siguranță, nu va fi legat pe direct. Niciodată nu legați pe direct, mai ales la 12V, pentru că se pot întâmpla niște nenorociri destul de mari. Deci absolut totul trebuie să treacă printr-o siguranță calibrată în mod corespunzător. Și trebuie foarte mare atenție și la calibrarea cablurilor, pentru că nu odată am văzut cabluri foarte subțiri la un consum destul de mare. Și în momentul în care cablul este subțire și consumul este mare, în acel moment se produce o încălzire accentuată și de cele mai multe ori se întâmplă un incendiu. Ventilatorul Maxfan vine și cu o telecomandă. Acum îi pun bateriile. În momentul în care am conectat la 12V, el s-a închis automat, că era pe poziția deschisă, a făcut un bip și s-a închis automat.
puteți să vedeți telecomanda. Îmi arată temperatura setată pe care pot să o modific, 24, 25 de grade, 23 de grade. Temperatura încăperii, 16 grade. În mijloc îmi arată puterea bateriilor. Aici îmi arată că este închisă trapa și îmi arată și turația ventilatorului. Hai să-i dăm deschidere. Să mut camera mai aproape, să vedeți și telecomanda. Bun, îi dăm deschidere. Automat începe să meargă servomotorul. A deschis fan on off. Îi dăm on. A pornit ventilatorul. Aici îmi arată viteza 50% și air out, adică acum extrage aer. Hai să-i dăm un pic de viteză mai mare. 60, 70, 80, 90, 100. Deci asta este turația maximă. Nu e deloc gălăgios. E super ok. Și acum o să-i inversez sensul de rotație. O să-l pun pe air in. Ventilatorul se oprește. Wow! Creează o briză destul de puternică. Acum am 17 grade înăuntru. O să-l setez pe 16 grade și o să-l pun pe auto. Și acum el ar trebui să ventileze până în momentul în care are 16 grade înăuntru, după care să intre în standby. Aici puteți să vedeți, este pe modul auto. Mi-a reglat temperatura din telecomandă. Dacă mențin aici apăsat, în momentul în care face bip, l-am setat pe 26 de grade. El a simțit deja că a ajuns la temperatură, s-a oprit ventilatorul și s-a închis trapa. Da, l-am pus pe 20% ca să nu ne deranjeze cu zgomotul și pe air out. Să vedem și afară cum se vede. Îi voi da drumul. Deci el se deschide și începe să ventileze. Se deschide foarte repede și, repet, avantajul este că nu plouă, puteți să mergeți cu el pornit și în mers. Hai să-l și închidem. Gata. Așadar, MaxFan-ul este o invenție deosebit de utilă pentru o rulotă și mai ales în cazul în care faceți o conversie, e o variantă foarte des folosită și demnă de luat în seamă. Multă lume montează două MaxFan-uri, unul în partea din față, unul în partea din spate. Unul dintre ele îl pune pe evacuare aer, celălalt îl pune pe alimentare cu aer din exterior. Și atunci se creează în vehicul o briză efectiv și se răcorește foarte bine. În cazul de față eu nu am montat două MaxFan-uri pentru că în spate doresc să montez pe viitor un aparat de aer condiționat, dar este foarte ușor să demontez trapa spate și să o înlocuiesc cu un MaxFan dacă cumva mă gândesc să renunț la ideea cu aerul condiționat. Deci asta e treaba cu MaxFan-urile, de asta sunt foarte apreciate de către toată lumea. Sunt o variantă de răcorire foarte bună, în special atunci când plouă, umiditatea crește foarte mult în campervan. Problema e că atunci când plouă nu prea poți să deschizi trapele pentru că ți intră apa. Cu MaxFan-ul nu mai ai această problemă deloc. De asemenea, este foarte discret. Ați văzut că profilul lui este destul de slim, nu prea îți dai seama ce e acolo, decât dacă știi ce e un MaxFan, bineînțeles. Și atunci, chiar și pentru cei care vor să-și facă o conversie stealth, e o variantă foarte bună.